Salut, suntem Ascău și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi ne jucăm GTA 5 ca un miliardar. Am dat toți banii pe care îi aveam. Am avut 15 milioane de dolari și acum mai am, haide să vedem, 38.000 de dolari. Dar s-a meritat să dau toți banii. Uitați-vă și voi ce am eu aici în față. Uitați-vă câte mașini am. O să vă prezint acum toate mașinile și așa mai departe și ce casă mi-am cumpărat. Uitați-vă aici în stânga. Wow! Apăsați, vă rog, pe butonul de like și abonați-vă la acest canal, deoarece mai avem puțin și facem 100.000, nu? Haideți să trecem aici. Am undeva câte mașini? 3, 4, 5, undeva la 10, nu? Da, mă, 10 mașini mi-am cumpărat. Mi-am cumpărat un iacht, un elicopter, un avion, o insulă, o să vedeți în acest videoclip. O să trecem aici cu prima mașină. Aici avem un Mercedes AMG 63, dacă nu mă înșel. Asta îmi place la nebunie cum arată. Aici avem un Bugatti Chiron Sport. Este o mașină foarte puternică. Are undeva la 1500 de cai putere, dacă nu mă înșel. Zău, trecem mai departe. Aici avem un Mercedes din ăsta pentru familie. Știți cum e. Copii cu Jamila, cățelul care o să-l pun în spate. E ok. Mergi la plajă, stai relaxat. Aici avem un Mercedes Maybach. Da, e foarte tare. Ăsta îl folosesc când mă duc, nu știu, la niște meet-uri, când mă întâlnesc cu președintele sau eu știu, you know what I mean. Aici avem un Rolls Royce. Pe ăsta l-am luat la mâna a doua, deoarece nu am mai găsit unul nou și îmi place cum arată. Îmi place cum arată. E ceva de lux ăsta. Uitați mai cum se deschide portierele, o să vă arăt acum imediat. Ceva de genul se deschide. Chiar tare. Trecem aici mai departe. Bro, chiar dacă nu-s fan BMW, dar uitați-vă la acest BMW aici. Cât de lat e. Arată mișto, tare. Este un BMW M8. Îmi place spatele cum arată. Uitați-mă cât de agresiv e spatele. E foarte lat. Se aude un câine pe aici pe undeva. Da. Trecem mai departe. Aici avem un RS7. Ăsta e un i8, BMW i8. Acolo un X6, BMW X6. Aici avem un Lamborghini. Și ăsta îmi place cum arată. Ăsta este garajul. O să pun câteva aici în garaj. Aici e un, ăsta e un McLaren, dacă nu mă, da, e un McLaren GTI sau nu știu ce fel. Și aici avem un Lamborghini din nou. Pur și simplu m-am îndrăgostit de această casă. O să vă arăt acum cum arată prin exterior. Deci ceva de genul. Aici este garajul. Și am luat-o lângă mare aici. Avem și un iacht. Și uitați numai cât de tare arată. Mie îmi place la nebunie cum arată. Nu aveți idee cum este prin interior. O să vă arăt imediat. Mi-am cumpărat și un elicopter. Da, ți-a auzit bine? Uitați-vă la acest iacht. Este un iacht modern. Din 2023. Numai că nu prea stă bine pe aici. O să-l mut, cred că de aici 100%. O să-l duc în altă parte. Acum o să vă arăt interiorul acestei case aici. Intrăm aici perfect. Bună ziua. Nu avem pe nimeni. Bun. Intrăm aici perfect. Aici în față avem un fel de birou și să stăm când vine cineva și ne așteaptă. Aici în dreapta avem o piscină. Super tare, uitați, aici avem jacuzzi. Chiar tare piscina asta, îmi place la nebunie cum arată. O să fac o băiuță mai încolo. Aici duș. Aici prosoapele și așa mai departe. Chiar tare. Este o casă foarte modernă. Uitați numai ce uși am pus aici, care se deschid singure. Mergem mai departe. Aici în dreapta e balconul. O să vă arăt mai târziu balconul. Aici e un mic bar. Vine un prieten, bei un suc sau ceva, ței de aici, pam, și te pui aici jos. Acolo e o mică bibliotecă. Dacă mergem mai în față, aici avem un living. Uitați-mă cât de uriaș este acest living. Și cu acest televizor de 8K. E curbat, dacă vedeți, da, e curbat. Și aici, în dreapta, avem o bucătărie imensă. Aici în dreapta mai avem o măsuță. Aici din nou una unde speli vasele. Mergem mai departe. Și aici pe dreapta o să vă arăt că avem propriul nostru McDonald's acasă. Na, dacă ați mai văzut așa ceva.
Aici baia. Ne trebuie și o baie la McDonald's. Cât de tare. Totul modern. Aici avem o cameră de odihnă. Stai aici cu prietenii, cu familia. După muncă, o cafea, o chestie, un PlayStation, aici un joc, un GTA. Chiar tare, mergem mai departe. Și acum va trebui să mergem sus, deoarece aici v-am arătat tot. Haideți să vedem ce ne așteaptă sus. Mergem frumușel. Aici avem din nou o cameră unde te poți odihni puțin aici, bea o cafea. Și când intrăm aici în față, ne așteaptă studioul. Aici este studioul de muzică, da? Facem și muzică, rap și așa mai departe. Yo, what the chopo. Aici e o baie. Baia nu trebuie să lipsească. Și aici ești din nou de unde am venit. Mai departe, dacă mergem, avem aici, da, aici altă cameră, gen de înregistrare aici, cred. Da, ceva de genul. Super. Da, mă, uite, aici e de înregistrare. Bum, acolo ai textul în stânga. Mă scuzați din nou. Mergem mai departe. Aici avem un... Stai, aici în dreapta am fost, nu? Nu, aici nu am fost. Aici este biroul meu. Bum. Perfect. Aici, când planific un videoclip, vorbesc aici cu băieții, chestii, trestii. Multe acte și așa mai departe. Aici un fel de birou, da, e un birou. Aici o sală de fitness. Aici avem masa de biliard. Mai departe, aici o din asta de alergat. Foarte important să alergăm. Aici o sală de fitness și acolo îl avem pe Mohamed. Yeah, ca să avem motivație, nu? Să fim și noi ca el. Mai departe, aici mai avem o toaletă, presupun, nu? Nu, Jamila, ce ca... m-a dus-o și pe Jamila, mă, aici, uitasem, ce m-am speriat. Uite, mă, unde stă. Aici este camera mea. Nu trebuie să lipsească nici baia, nu? Bun, Jamila stă aici, nu știu, este somn. Nu mai este bolnavă, acum este foarte fericită. Uitați-mă cum dă din coadă, Jamila. Vrei ceva de mâncare? Nu, am mâncat, cred. Aici avem un tablou, nu știu ce tablou e ăsta, nu știu cu cine seamănă tipa asta, scrieți în comentarii dacă știți. Aici mai avem din nou o cameră de dormit, plus baie. Haideți, aici, din nou, numai că asta e mai mare și aici avem unde ne putem schimba. Haideți să ne schimbăm și noi puțin, nu? Să stăm cu ăsta? Haideți, mă, să ne schimbăm puțin. E, așa, altă viață, nu? Mi-am luat un costum alb. Dacă toți suntem milionari, de ce nu? Mergem puțin pe balcon să vă arăt cum arată. Uitați numai ce ușă mi-am luat aici. Din nou aici un pătuț ca să stai la soare. Aici este elicopterul meu. Un skid shed mi-am luat. L-am pus aici sub scări. Ca să nu mi-l fure cineva. Aici avem piscină. Avem orice vrem noi. Se aude ceva pe aici, what? Aici din nou un bar mic. What the hell? Ce se întâmplă cu vaporul meu? Aici puțin foc. Mi-a explodat iactul. Nu cred așa ceva. Cine mi-a distrus iactul? Cineva a tras pe aici, nu? Cred, a tras în el, da. Na. Trebuie să sun la cineva să-mi aducă alt act. Nu e bine ce a făcut. Cineva a tras cu sniperul. Bro. Cam ceva de genul arată toată vila asta. Acum o să mergem pe insula care am cumpărat-o. O să ne luăm o mașină. Care mașină? Cu care mașină să mergem? Hai mă, hai să mergem cu M8-ul ăsta, arată chiar mișto. Uitați-vă cât de tare e. Culoarea parcă nu prea îmi place, nu știu. Oh, sorry, am zgâriat-o puțin, cred. Trebuie să avem mare grijă să nu mai mergem cu mare viteză, deoarece data trecută poliția mi-a dat
3 puncte, deoarece am mers ca nebunul și acum trebuie să am mare grijă cum merg. So, perfect. Uitați numai cum arată prin interior. Numărul 7709. Și haide să mergem ușor. Am spus eu că trebuie să am grijă. Bun, acum mergem în oraș. Nici număr n-am în spate. L-am luat, nu trebuia să-l iau. Sper să nu mă oprească poliția să... Bro! Ei, mă scuzați, plecăm. Bro, uitați mai cum arată prin interior și uitați mai ce am în față. Am display din ăla care... unde pot vedea cu cât merg la oră și așa mai departe. Nu știu cum se numește. Dar uitați numai cum e prin interior. Bro, m-am îndrăgostit de această mașină. Pur simplu e super tare. Și cum se aude. Wow. Bun, acum o să mergem în oraș să vorbim cu tipul ăla. Să ne aducă alt iact. Ducem mai stânga. Mamă, și oglinzile cum sunt făcute. Aici pe dreapta e tipul ăla. De unde am cumpărat eu iactul. Ne dăm jos. Intrăm aici și vedem ce spune. Bine, am vorbit, mi-a spus că a dat comandă și se află undeva pe plajă. Trebuie să mergem să vedem unde mai exact. Și dacă ne-a dat comandă de unul nou, o să mergem pe acea insulă care am cumpărat-o. Este o insulă foarte modernă, o să o vedeți când ajungem acolo. Uite-l. Ăsta trebuie să fie, nu? Wow! Bun, parcăm mașina, o lăsăm aici. Bun, o lăsăm aici și după o să sunăm pe cineva ca să o ia de acolo. Să nu fure cineva. Ăsta este iactul care am dat din nou comandă. Haideți să ne urcăm înăuntru. Ai, și ăsta e un iact foarte... Ok, aici și jos, nu avem treabă aici. Noi mergem sus. Wow, cât de tare arată. Prin interior e foarte modern. Bun, aici o cameră de dormit, chestii trestii. Aici o sală de sport, avem și o sală de sport pe acest iact, da. Avem absolut tot. Să mergem sus. Aici televizor, un living gen, ca să poți sta. Aici gen e bordul, nu? Correctos. Aici mai avem o cameră de dormit, chiar tare. Și sus ce avem? Haideți să vedem. Sus e... aici să stai, să te relaxezi și avem și o piscină aici sus. Hai mă că avem totul, perfect. Deci dacă nici iactul ăsta nu vă place, nu știu ce să mai zic. Dar mie îmi place la nebunie cum arată. Bun, o să mergem aici și haide să-l conducem. Deoarece e foarte imens. Trebuie să avem mare grijă. Oricum avem undeva la 3-4 ore de condus până la acea insulă. Este departe oricum. Este foarte departe. Ușor să nu ne lovim. Și e foarte rapid. Uitați numai cât de rapid e. What? Nu spune. Proces. Am crezut că e un rechen. Chestiile alea nu e nimic. Haideți să ne uităm pe hartă să vedem unde se află acea insulă mai exact. Undeva pe aici prin față, cred. Haide să vedem. Și haide să mergem să-i dăm drumul. În interior arată ceva de genul. Cât de tare e. Mai avem puțin și ajungem. Oh my god, cât de tare arată. O să vedeți imediat. Apăsați-vă rog pe butonul de like și abonați-vă la acest canal. E o insulă foarte modernă. E super tare acolo.
Și mă mir cum de-am cumpărat-o, cum de mi-au dat 1000. Numai atât am eu să am o astfel de insulă, unde trebuie să parcăm, să lăsăm aici iactul nostru și o să ne dăm jos. De ce nu lăsăm aici? Perfect, o să ne dăm jos. Oh my god. Pro tot modern. Dă uite ce am ajuns, nu pot să cred. Bun, o să ne ducem aici sus. Numai că pe această insulă încă nu avem foarte mulți oameni, nu avem mașini, avem doar două avioane, dacă nu mă înșel. Este un avion aici în față și unul în spate acolo. O să plecăm după cu avionul, o să lăsăm iactul acolo. Am câteva persoane pe aici, dar oricum o să mai umplem cu oameni, o să aducem mai mulți oameni aici să locuiască, mașini și așa mai departe. Dar ai făcut totul modern. Uitați-vă la aceste case aici, cum sunt făcute. Aici este un concert în spate, o să vă arăt imediat cum arată. O să invit foarte mulți rapper internaționali și așa mai departe, mai ales pe 6ix9ine o să-l aduc aici. Ceva de genul arată. Totul modern, deci e ceva ce nu cred că ați mai văzut. Și vă întrebați, what the fuck, ce-i chestia aia? Aici o să aterizeze, de exemplu, elicopterele. Arată ceva de genul ăsta. Uite aici sus. Zici că e de pe altă planetă cum arată insula asta. Aici am niște persoane care lucrează la această insulă. Oh, sunteți bine? Cum merge munca? Merge bine, nu? Succes, vă doresc. Astea sunt locuințele. Gen aici locuim noi înăuntru. Arată ciudat, gen când vă uitați la ele, am spui că de pe altă planetă, dar cum v-am spus, e ceva modern, ceva ce nu ați mai văzut. Și cam atât, acolo din nou blocuri, deci alea de sus de acolo sunt blocuri. Avem și copaci, dacă mă întrebați, mai trebuie modificat multe chestii pe aici. Așa că haideți să plecăm cu avionul nostru privat. Avem și un avion privat, ne urcăm frumușel. Ce? Nici o problemă, e din gold făcut. Și acum și cât de tare. Și am părăsit insula, mergem din nou la căsuța noastră. O să mergem să mai stăm acolo, să ne odihnim pe ceva vreme, să mai vedem ce mai facem acolo. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Dacă mai vreți videoclipuri, de ce nu apăsați, vă rog, pe butonul de like. Și noi ne vedem data viitoare cu videoclipuri. Noi, nu? Ciao!